Partenerii emisiunii Aurelius. Mereu la înălțime. Color Studio. Emoții în culoare. E răcoare, dar lui Aurelius nu-i place căldura. Iar eu vreau să discut la rece un artist rebel. Salut! Bună! <laughs> Roni Interente! Frății, să știi că îți urmăresc uh, activitatea cel puțin încerc pentru că ești foarte activ online. <laughs> tu ești un tip plin de idei, dar de fiecare dată te ciocnești de ceva. Despre asta spuneai într-o postare și vreau să înțeleg de ce se ciocnește un artist rebel infatuat. Salut, mulțumesc mult în primul rând că m-ai invitat. probabil prima oară când eu particip la un interviu mai lung de 5 minute. Ce pot să zic? Realitatea. Știi cum vorba aia? Și s-a întâmplat viața. Păi iată exact același lucru s-a întâmplat și la mine. Eu pe vremuri eram mai... Când am intrat în lumea asta artistică, Veneam cu idei revoluționare, deci practic voiam să fac revoluție. ca orice tânăr, aveam 18-20 rebeliune! Păi da, voiam să schimb lumea, am venit cu idei în teatru, voiam să fac uh, dita mai lucruri, adică cumva am făcut și un plan, uh, eram cumva inspirat de niște numii celebre pe care acum, bine, le nu le mai admir să zic cum le admiram pe vremuri, dar oricum îmi plac încă. Uh, și m-am ciocnit de niște realități. Uh, Triste, dacă pot să zic. Și aici nu vreau, adică noi o să vorbim azi, vrem, nu vrem, o să vorbim un pic despre bani. Artiștii sunt plătiți foarte prost. Și la un moment dat trebuie să-ți pui problema. Adică vrei să continui să creezi ceva frumos, de dragul frumosului, ori vrei să faci un ban. Dacă vrei să faci un ban, atunci de dragul frumosului și chestiile astea frumoase, cu cuvinte pe care le-ai zis și tu, așa sofisticate, nu funcționează. Cel puțin nu în zona asta, cel puțin nu în realitatea asta și, și nu acum, știi? Dacă să funcționeze, trebuie să alegem băta și biserica sau educația și legea? Eu aș opta pentru educație și lege, totuși. Știi, uneori funcționează și educație cu băta. Eu am încercat dintotdeauna să transmit lucruri frumoase așa cum le-am înțeles eu. Și mi-am dat seama de foarte multe ori că dacă vrei să transmiți un lucru frumos, uneori trebuie să vii omul și să-i dai o palmă. Adică, ca să-l trezești la realitate. Pentru că dacă vii și îi spui, vă rog, Îți folosesc un caz ca să înțelegi mai bine la ce mă refer. Eram odată în, într-o încăpere unde stai la un ghișeu, un domn, unde tu vii să-ți ceri niște drepturi. Era cumva, știi, eu aveam la rând, mi-a venit hârtiuța aia, exact ca în Europa, știi, când pui, îți vine cifra, vii la rând. Doar că cineva acolo a întârziat, nu știu, tipical moldavian problem, adică cineva, dar eu numai să întreb, la 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 și s-a început scandalul. Că s-a vorbit frumos cu vreau, numai, eu numai să întreb, n-a funcționat. Cum am ridicat un pic vocea și m-am răstit, nu ceru și scuze, m-a așteptat afară, mi-a zis și nu știu ce, să nu mă supăr chestii. Și atunci te simți penibil. Și atunci îți simți foarte penibil pentru că tu ai vrut, ai venit cu, bună ziua, mă scuzați, îmi cer scuze. Uite și la la, la... Ai ridicat un pic vocea, ai trântit pe în masă. Da, înțelegi, Exact asta m-am ciocnit la țară de foarte multe ori acum, de când, adică de foarte multe ori mă ciocnesc la țară cu problema asta. Când vrei unui om să-i explici ceva foarte frumos, vii să-i explici cumva într-un ton foarte echilibrat, frumos, de obicei eu, ei Așa -i. Cum ridici un pic vocea sau cum devii un pic mai. adică vorba aia, te porți de parcă vârtui procuror, lucrurile se rezolvă de la sine și se rezolvă mai ușor. Și atunci eu am avut dilema asta, nu odată. Adică, ce fac? Merg mai departe cu floricele în fața tankului, ori mă urc și într-un tank. Și acum, pe măsură ce îmbătrânesc, îmi dau seama că poate uneori e nevoie să urci într-un tank. Pentru că floricele, floricele rămân floricele puse în țeava pistolului, care acolo și rămân, dar nu rezolvă în esență absolut nimic. Lucrurile se fac uneori, din păcate, îmi pare rău că recunosc asta, dar uneori se fac cu bâta. Ți-ai dat seama că nu merge cu binișorul mm -hmm. și cu nu vă supărați, vă rog frumos, dar totuși te văd foarte activ pe Facebook, acolo încerci să-ți impui părerile și vreau să spun că în multe idei m-am regăsit și eu de ce Facebook? Și chiar crezi că o să obții niște răspunsuri online? Uh, uite, în primul rând, Traian, n-aș spune că îmi impun niște opinii. Deci, e pagina mea de Facebook unde eu spun ceea ce trece prin mintea mea nesilit de nimeni în deplinătatea facultăților mentale. Da? Asta însemnând că, atâta timp cât noi, ca și cum pretindem a, a avea libertate încă, Deși roșu plutea deasupra mea, dar încă avem libertatea de a ne expune gândurile, mi se pare absolut normal ca omul, pe rețeaua de socializare, fie unul clasic, fie contacte, Facebook, Twitter, ce vrea omul, ce vrea mușchilul, lui, să spună ce vrea el acolo. Fie vorba de țâțe sau de mare filosofie, treaba fiecăruia, da? Deci eu îmi expun gândurile, așa cum văd eu realitatea. Mi se pare sănătos ca omul să-și expună o părere, mai ales în... Eu n-aș pretinde că sunt o persoană publică sau un influencer, pentru că am și eu vieții 200 de oameni care îmi dau uh, like la vreo prostare, știi. Nu, nici nu vreau să, mă, să pretind a fi un influencer. Sunt un om care își expune gândurile uh, și care vede într-un fel lucrurile și m-am ciocnit de foarte multe ori că, știi cum, noi suntem, că, artiștii mai ales, sunt o voce cumva, sunt o oglindă altor oameni. Și mulți oameni te urăsc pentru că văd în oglindă exact ceea ce sunt ei, ori inversul la ce ar fi dorit ei să fie, știi? De aici apare și critica. Cineva te critică și vrea ca tu să faci cu tare emisiune. În cazul renegatului, de exemplu, el nu s-ar apuca să facă o emisiune, dar tot timpul o să vină cu sfaturi cum ar fi emisiunea asta mai bună, știi? Fără să vină să te ajute, măcar cu un 50 de lei să zică, bă, na, traiane, ia-ți o pereche de mănuși, nu-ți fie frică aici, știi? Exact și în cazul meu exact același lucru. Adică sunt foarte mulți oameni care vin să-și cumva exprime păsul și supărarea pe ceea ce zic eu, în esență săpând mai adânc îți dai seama că de fapt au și cam aceleași opinii, știi? Eu m-am ciocnit, apropo, de destule ori, destule ori cu faptul că un lucru care pe mine mă deprimă de multe ori e faptul că cel mai mare dușman al artistului e tot artistul, cel mai mare dușman al femeii e tot femeia, cel mai mare dușman al tractoristului, tot tractoristul. că adică noi ne batem de fapt între noi în niște sebi de plasmas, nu știu, de carton, în timp ce enormele epave cumva știi ne înconjoară, adică cavalcade practic de călăresc ne înconjoară, în timp ce noi suntem între noi și ne... eu m-am supărat pe ăsta, ia ce-o postat, ha, ha, o, să o scot din prieteni. Tu ai declarat că noi nu știm ce înseamnă cultură. Eu sunt de acord. Dar cine să ne învețe? Cine să ne arate uh... și să ne explice? Am spus apropo odată, uh, am făcut o, o, compara o comparație cu un far, știi, în larg, sunt farurile alea care stau pe maluri, respectiv ele uh, sunt menite ca noaptea să-ți încască-i sau ceva, corabia să vadă. Eu am comparat viața cu un ocean, oamenii cu corăbii care sunt pe oceanul ăsta și artistul fiind farul ăsta care îi ghidează periodic, știi, artiștii pot deveni o forță, o forță care ar avea ceva de spus în momentul în care s-ar uni și ar transmite un mesaj un mesaj comun, cu o voce a mulți oameni care zic exact același lucru. Și atunci poți să te asta ca o teorie și atunci numai atunci lucrurile s-ar mișca puțin. Când ar fi unitate, când mai mulți oameni ar spune un singur lucru, un singur adevăr, hai să zic, pentru acum o să fie și oameni care o să zic, băi, da, opinii diferite, adevăr nu poate să fie unul, sunt adevăruri care sunt absolute. Și cu asta nu ne putem nu putem face nimic cu asta. E filosofie. Eu filosofie o văd ca un fel de depinde mai vedem, nu știu bla bla bla. Și înțelepciune o văd ca da sau nu. Mie mi se pare că nu ne lipsește înțelepciune. Înțelepciune în masă, hai să zic așa, știi? Înțelepciune să rău. distingem sau să facem diferența. Dintre Pe... rău... da. Bine, că acum putem să filosofăm ce înseamnă bine, ce înseamnă rău. Uite, eu uh... Eu cred că asta e menirea copilașilor care încă stripați pe Cioran la 18-20 de ani sau cred că l-au înțeles și l-au simțit pe Camiu și Dostoevski la 21 de ani. Da, pentru ei depinde, vedem, asta înseamnă una, înseamnă alta, de ce înseamnă rău, ce înseamnă bine. Când oamenii depășesc cu o anumită vârstă, încep foarte bine să facă diferența dintre ce înseamnă rău și ce înseamnă bine, da? Adică dacă, eu, dacă o să iau acum și o să-mi dau un ciocan peste mână, o să fie asta rău sau o să fie bine? O să fie dureros și o să fie și rău pentru mine, știi? Adică sunt niște lucruri care ele sunt adevăruri. Eu aici nu mă refer, există sau nu Dumnezeu. Putem să filosofăm cât vrei tu toată emisiunea o petrecem vorbind despre asta. Dar sunt și adevăruri alte. Paharul ăsta ar fi din sticlă. Acum noi putem să ne prefacem că nu e așa, dar e din sticlă. Și sticla se face din nisip cu încă câteva amestecuri. În ultimii 10 ani, cel puțin, m-am prins la gândul că adevărul nu mai are nicio valoare în societatea care trăim. Da, îl vedem și ce facem cu el mai departe Eu știu că tu uh, susții tinerii artiști Și to știu că sunt artiști pe care încerci tu să-i promovezi măcar cumva știi? Am văzut uh -huh. și o listă extraordinară Dar faptul că noi nu-i cunoaștem Noi societatea, noi nu-i cunoaștem Poate fi asta un motiv de lipsă de cultură uh. De dezinformare o, poate, da, știi? În schimb noi cunoaștem toți politicienii care da, și ce a zis, da. cum a zis, în ce emisiune. Dar zic un lucru care o să pară trist și probabil o să și supere pe cineva, dar iei un intelectual, cel mai mare intelectual din Moldova și îl pui cu un intelectual din Franța, să zicem, cel mai mare intelectual din Franța și îți dai seama că este un bădăran moldovan. Deci chiar și cei mai intelectuali dintre noi sunt până la urmă niște oameni șablonați pentru că au fost educați într-un anume sistem cu anume lipsuri, da? Noi suntem un popor crescut și născut din lipsuri. Noi niciodată n-am avut atâta pe cât ne-am dorit. Uite, de exemplu, eu am 33, probabil suntem cam de vârstă, tu ești cu vreo 2 ani mai mare. Deci, da? Noi ținem minte că eu când am mâncat prima oară sneakers, plângeam, bro. Eu credeam că asta e wow, America a venit la mine acasă. Eu am primit cadou la anul adică, nou, mă, mă, ești nebun păi, da, la am cumpărat -am un am găsit sub bra dimineața, mă, ăsta, cadou. Sau, de exemplu, când am dat de primul Tetris sau chestii... Adică, noi ne-am bucurat de lucruri mici și atunci când am ajuns, am crescut mai mare și am început să avem niște lucruri, cumva ne-am însetat de ele, știi? Și vrem mai mult. Respectiv, acum să revin un pic la artiști. Deci, de ce, de ce nu-i cunoaștem în cultură? Uite că foarte mulți artiști sunt și ei înculți, da? Și atunci, ce exemplu vrei tu să dai doamnei Măriuca din satul Țărdădeni, de exemplu? Dacă tu ești un... Scuzmă de expresie, adică, în, în, în mare parte, știi, și atunci când intelectualul și artistul ar înțelege că, de fapt, stai un pic, noi putem funcționa numai dacă începem să devenim un întreg. Pentru că, atâta timp cât noi concurăm într-o țară care nu are industrie, bron, nimic. Noi nu avem industrie, noi facem maximum 200-300 de euro și pentru aia 200-300 de, de euro trebuie să ne urâm unii pe alții până în măduva oaselor sau ca unii dintre noi au un concert odată la 3 luni în care 30 de lei biletul și vin numai rudele și noi trebuie să ne hăituim unii pe alții pentru, pentru, asta? Nu. Fă, frate, deveniți o chestie, deveniți o... Faceți un manifest comun la urma urmei, deveniți un lucru comun. Uite, asta își propune Bredarta, de exemplu. Să devenim un, un întreg. Adică eu nu sunt un artist care s-a realizat, dacă e să luăm după factorii ce înseamnă a fi un artist realizat, da? Eu sunt foarte ok în nișa mea, cu oameni care mă știu ca tine, ca alții care mă știu așa ok, m-au văzut, mă știu, mă cunosc un pic, știi? Să zic că sunt realizat, că fac bani din asta? Nu. Eu îmi câștig, re, îmi câștig existența făcând niște munci care poate chiar nu sunt atât de artistice, știi? Dar... Eu am făcut ceea ce îmi place și am înțeles niște lucruri din chestia asta. Și mi -a făcut o, am făcut o experiență în care am putut să reu, reușesc să înțeleg niște lucruri legate de artiști. Și am văzut partea proastă a lucrurilor. De ce foarte mulți artiști mult mai buni decât mine, net superior mie, nu reușesc. Și nu reușesc pentru că ei roade din interior una e ego, alta e e scursura asta de, de, de laude pe care le primești de la, de la, hai să zic, cei mai apropiați prieteni și atunci când vine cineva și îți spune un lucru pe care îl da, critică, hai să zicem, mm -hmm. tu în nas și nu vrei să mergi mai departe, faci direct un perete, nu mai vrei să treci peste. Și al treilea lucru pe care îl văd e faptul că prea ușor, ai că mulți dintre noi prea ușor cedează. Deci la un moment dat, știi, sau au cu niște realități, cu niște pereți, și, și plus, noi obișnuim să ne tragem înapoi. Băi, dacă unul îi reușește, eu să fac tot ce-mi stă în puteri ca să nu reușască, reușească. Bă, pentru că noi, ca și cum suntem toți raperi și uite că unul e mai rapper decât altul. Aș vrea să menționez aici faptul că atunci când te dai cu părerea într-un în mod mai critic, așa, cel care te ascultă. I s-ar curile la persoană. Uh, recent s-a difuzat, a avut loc o premieră, un film, made din Moldova, mm -hmm. la care tu, ok, ți-ai dat cu părerea într-un comentariu. Urmat... Într <laughs> exact. într comentariu. Și apoi a urmat. într o postare chiar. Exact. Și apoi a urmat reacția regizorului sau uh, mm -hmm, mm -hmm. producător și regizorului. Da. da. Uh, una foarte dură, dar, dar nu una foarte grosolană chiar. Mm -hmm. omul n-a venit cu, cu un răspuns sau cu o reacție așa argumentată, dar, băi, a luat foc, da. ce să zic. Sunt unii care s-au născut cu o vocație. Așa. Da? Deci s-au născut cu un har. Eu numesc asta un har. Har divin sau putem să o numim e dar și e har. Mm. O literă face diferența, apropo. Și sunt unii care au învățat să facă o treabă, ca și cum ar face o meserie, da? Acum primii și al doilea, întotdeauna vor avea un mic conflict între ei. De ce? Pentru că tu ți-ai pierdut 10 ani din viață încercând să înveți vioara, mm -hmm. pe când altul a venit în 3 luni de zile cântă orice dai tu la vioară, știi? Și atunci, pentru tot timpul ăla pe care tu l-ai petrecut, chestia ți să apară un fel de, dracul lui, da, dar mie nu, știi? Acum, revenind la discuția asta cu filmele, uite, <coughs> Moldova nu are industrie în domeniul cinema, uh, nu o să aibă asta în viitorul foarte apropiat, din pricina acestui factor pe care ți l-am spus un pic mai devreme. Sunt oameni care au vocație și sunt oameni care au deprins niște lucruri. Oamenii care au deprins niște lucruri, din păcate pentru ei, trăiesc în interiorul a câteva șabloane pe care nu le pot depăși. Oamenii care au vocație au foarte bune idei, dar nu știu să managească. Nu, nu au, un manager care să poată chestia. Oamenii ești lanța la dună și găsesc un manager. Acum ce se întâmplă? Enorma problema geniului per total. Geniul este un irresponsabil. Adică disciplina e diferența dintre un profesionist și un amator. Disciplina face diferența. Și genii sau ăștia care au vocație, de foarte multe ori, nu sunt disciplinați. Și atunci se întâmplă așa un decalaj. Fac, de exemplu, filme, oameni care au putut să se adune, au putut să scoată un ban, să găsească o chestie la la, dar nu au vocația. Adică nu simt... Eu... Să faci film sau să scrii o carte sau să faci o piesă, chestii. Nu e doar să tai lupuri și să le pui unul după altul. Nu e numai asta. Adică asta e o chestie, poți să o deprinzi. Sunt foarte mulți care învață foarte bine și, într-adevăr, devin foarte buni. Dar le lipsește sclipirea. Nu sclipesc, nu strălucesc, nu ard, nu sunt nebuni în treaba asta, știi. Și atunci. Aici e o chestie, eu, eu aș propune așa, dacă e posibil să fac lucrul ăsta, pe ăștia care nu au vocație, să facă tot posibilul să-i susțină pe aia care au vocație și astfel vor străluci împreună. Oh, Ori asta dacă... e real, frate. E ireal, dar permitem să visez și eu un pic așa. Nu pot să nu te întreb și despre pandemia asta, carantina, știu că e nasol, mai ales pentru voi artiștii. Tu te-ai gândit la vreo eventuală reprofilare, cât o vorbești despre familie, cheltuieli, copii, scutece, nu știu ce. Uh. Dacă te-ai reprofilat, ce ai face, frăței? Băi, m-am gândit la treaba asta. Deci, guvernul propusese să ne reprofilăm, ceea ce mi se pare mie o tâmpenie, știi? Pentru că nu o să-l pui pe un zugrav să recite poezii și nu o să-l pui pe un poet să zugrăvească sau să spună grese și să faianță. pui pe un poet la pus faianță e mai real decât să-l pui real. pe un da, zugrav la știi? poezii. Eu, de exemplu, pornind de la realitate și de la lucrurile pe care le pot face, vezi că, din păcate, eu pot juca și pot scrie. Adică eu nu prea am fost dresat să fac alte lucruri, deși foarte mult timp în copilăria mea am lucrat la serie, am crescut flori, am lucrat la pământ, am lucrat foarte mult timp la pământ, chiar mă pricepeam nițel în a, ale săditului, ale îngrijitului florilor, știi? Dar n-am făcut asta. Și plus la asta, prima mea meserie, eu sunt tâmplar, operator la mașinile de prelucrat lemn. Deci, practic, puteam cândva face mobilă, puteam lucra în domeniul ăsta. Eventual, dacă aș ajunge la bă, Brânci, știi, probabil mi-aș reaminti de prima mea meserie de tâmplar, operator la mașinile de prelucrat lemn, deși n-aș vrea să o fac. Știi care e treaba? Eu pot scrie și atunci tot ce-mi trebuie mie e să găsesc pe cineva care îi de acord să riște plătind niște idei, știi? Și cu siguranță, mai devreme sau mai târziu, se va găsi cineva care va fi dispus să facă lucrul ăsta. Și atunci, reprofilarea mea ar fi, poate, să încetez să mai scriu poezioare și tâmpenii pe Facebook și să vând idei, știi? La treaba asta, deocamdată, mă duce capul pentru că unică, unicul instrument pe care l am este ăsta și sper să mai rămână. Bine, eu am observat câte mai filmezi din când în când, am <cute> văzut uh, niște imagini. Filmul se numește Jucătorul, ce asta? E un film exercițiu pe care l-am făcut cu Mez, asta e o școală de actorie, nu numai actorie, acolo și regie și imagine, deci practic sunt niște tipi care au făcut un soi de școală în care predau un soi de workshopuri. La unul din workshop-urile astea eu am fost profesorul de actorie, a fost Călin Laură, profesor de regie și Nicu Boș, profesor de operatorie. Da? Deci voi ați făcut un film. Și noi împreună cu școala asta și da. cu elevii de acolo trebuia să facem la sfârșit de uh, workshopuri uri cum ar veni, un film. Eu am scris scenariu, E scurt metraj? E un scurt metraj Așa? care e pretenție pentru un serial, pentru că inițial eu l-am gândit ca și un serial care un sitcom, adică de 20 de minute, respectiv 6 episoade, respectiv împreună ar dura cam 90 de minute cât uh -huh. un lung metraj. Eu l-am gândit ca și o serie de scurt metraj. Acum o scoatem pe prima... Și vedem cum funcționează, dacă eventual funcționează pentru, pentru ceva mai mult de atât, dar deocamdată e doar o schiță. De ce zic o schiță? Pentru că nu reușești să empatizezi cu toate personajele, ori într-un scurt metraj sau într-un film, per general, trebuie să reușești să empatizezi tu ca, ca și spectator, măcar cu unul dintre, dintre personajele propuse, cum ar veni. Și să te regăsești în unul sau în altul, știi? Sperăm să iasă bine. Vezi că eu mă filmez puțin... De ce? Pentru că, iarăși, scriu pe Facebook ce gândesc și din cauza că scriu pe Facebook ce gândesc, nu mă mai cheamă ăștia pe platoul de filmare. Crezi că ăsta e motivul? Da. Poate nu prea se întâmplă nimic, frății, da. de asta și, se, și întâmplă, nu te se, întâmplă, uite, unele lucruri, se întâmplă, se întâmplă puțin, dar se întâmplă, da? Într-una din postări ai scris, că, ha, mă, că nu, în țara asta nu faci film doar chistol na niev și încă nu știu care. Mai vor și alții Cădoc, să facă, da. mai, mă, mă lăsați-ne și pe noi să, să, facem. Știi care e Da, chistol mi-a zis, pentru cine să facem? Bine, facem, pentru cine? Dacă tu faci un efort, aduni o echipă de 50, 70, 100 de oameni, da? Faci un efort, cheltui niște bani, cheltui chestii. Și cum zic budiștii, au o vorbă foarte, foarte bună budiștii și vreau să o însemnați undeva acolo, dacă trebuie să fac un lucru, de ce să nu-l fac bine? Dacă te gândești pentru cine să faci? Păi eu, e foarte puțină lume, cum ți-a zis și un pic mai devreme prietenul tău, Nicolae, despre uh, câți sunt în da. Deci sunt puțini, să zicem. Dacă te gândești pentru cine să fac, bla, ai putea să-l faci pentru festivale. Ai putea să-l faci, să-l scoți în afară. Noi avem o problemă, noi nu avem un succes cinema în ultimii mai știu câți ani. Că de la... Pă, balaurii cinematografiei autohtone, care de mult mai sunt, ultimii 20 de ani, noi nu avem un succes. Am avut cu Cobulianski niște încercări de... Mm, niște, am avut niște fâsuri de nu mai știu ce, dar n-am avut un succes care să zicem bă, bah, toată Europa să ne vorbească, cum a fost cu nou val românesc. Când a apărut Puiu sau au apărut ăștia, Munciu, Puiu, deci practic a, a bubuit toată Europa, deci nu Urșii, toți au bubuit. Veneția a zis, bă, de-al dracului, a apărut România pe harta cinema. În Moldova nu se întâmplă treaba asta. Anume din pricina tipului ăsta de gândire. Bă, bine, și pentru cine să fac, știi? Și atunci tu ce faci? Începi să faci la jumătate de mână lucrurile. Să le faci așa, să treacă treaba. Mai cheltuiești în bani, mai economisești, nu iei sticla cea mai bună, dar e o sticlă mai ieftină, nu mai faci aia, nu mai faci asta. Da, nu mai iei un specialist. Specialistul costă 300 de euro, iei pe altul care îi cu 100, îți face la jumătate de mână, da? Și s-a primit, un... -a primit, nu e ok? A ieșit un film de jumătate de mână, da? Acum tu vrei să mergi la can sau undeva în afară sau să concurezi cu Netflix-ul? Bro, toată lumea stă pe Netflix și aia fac imagine foarte, foarte bună. E foarte complicat. Într-adevăr, e greu să faci ceva. Eu am fost pe platou de filmare, bro, eu știu ce înseamnă treaba asta. E, e e greu, e complicat, e enervant, e, e stres, e la limită. Deci e foarte, foarte greu. Și pentru mine, ca și actor, să mai scot o lacrimă, să mai devin credibil, când eu am o zi de de bubuituri în capul meu și 30 de oameni acolo care și -aia, toți, unul e obosit, unul e plictisit, unul vrea cafea, unul nu mai știu ce vrea. Eu trebuie să stau în fața cadrului și să plâng. E greu să faci film în Moldova. Mai e o ales muncă pentru 100.000 foarte... 800, de păi lei Păi da, e foarte complicat, dar dacă tu să te concentrezi pe ideea de a scoate ceva relevant, bun, lucrurile vor lua din loc. Noi suntem acum, noi suntem ca bila aia pe, pe, pe tabla de, de, biliard, care s-a oprit și nu se mișcă, deci aproape să intre în, în luză, deci aproape să intre în gaura aia și stă, așa, știi? Era, era nevoie de încă un pic, e nevoie de foarte puțin ca să funcționeze bine. E nevoie de cineva care să ne împingă din urmă, dar Vreau să te întreb, de ce nu vine netflix în Moldova? Noi avem locuri, avem actori, avem uh, forță ieftină de muncă. Faceți-mă content aici! Acu' ceva ani, se zice că legenda spune că acu' ceva ani a vrut să vină Steven Spielberg aici. Legenda mai spune că și Van Damme a făcut un film care e ca și cum se petrece în Chișinău, dar l-a tras în București, că e și mai ieftin. Da. Uh, acum, statul e o mizerie, Da. Și eu, am, cândva, câțiva ani în urmă, am lucrat cu cineva care și-a mutat toate afacerile în Ucraina. Pentru că mi-a zis, bro, e foarte, deci ieftin splătești angajatul, dar e foarte scump plătești restul. Acum, noi noi vrem să aducem Netflix-ul, să zicem, da? Începem de la faptul că nici măcar ăștia care ar vrea să aducă netflix nu crede în chestia asta. A, bă, nu o să vină, nu o să naște ce, bă, oh, e complicat. Nu, bro, nu e atât de complicat, cum pare numai să funcționeze lucrurile, da? Pentru că să zicem că vine cu tare investitor și vrea să zică, bă, Traian, uite, eu vreau să fac un film aici, bro, ajută-mă să găsesc, că la, 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 vreau să fac un film. Tu o să începi să cauți și o să găsești toată echipa. O să te coste, să zicem, un 100 de mii de euro. Și după care, ca să te înțelegi cu locațiile, cu chestii, cu moldovenii simpli, ca să faci un film, o să te coste de două ori mai scump. O să ajungi în ultima zi, bro, cu toată echipa de dita mai 50 de oameni să mergi tu pe platou și să zică stăpânul cu tărui platou că nu-ți mai dă voie să filmezi acolo pentru că nu știu ce o Nu știu, eu spus cineva că mai bine nu. I eu am văzut chestii cu ochii mei, aia și zic. Atunci, atunci, în cazul dat, vrei tu să inviți producători din afară sau oameni care sunt dispuși, unde o zi de filmare costă și tu ai o incertitudine, adică tu te-ai înțeles, ai avut un deal cu cutare local, de exemplu, cu tare restaurant, că filmezi în aia, și tu ajungi în ziua filmărilor cu trei ore până la a intra în localul ăla să zică șeful localului, de exemplu, că nu are lumină sau nu are chef sau nu știu ce. Ai Netflix, nu mă pimini, știi? Nu. Ăsta e motivul din care nu vin. Nu că motivul e că s-ar pierde, la... nu că s-ar pierde, dar nu, noi nu funcționăm. Noi nu suntem Germania, bro, unde s-a zis un lucru la ora 6 și mâine la ora 6 e exact același lucru. Noi am pus un preț azi și mâine o să vii și te asigur că o să fii cu 10 euro în plus. Mm. Înțelegi? Și atunci, eu dacă aș avea un milion și aș vrea să investesc, personal, eu nu aș investi aici. Pentru că eu m-aș înțelege cu tine de un milion și la sfârșit mai face nota de două milioane jumate. Și eu zic, frate, dar noi am avut un... dar înțelegi. Înțelegi că e ca capra, că trebuie să vorbesc cu femeie, cu mântru, eu născut femeia, trebuie să astea, mașina nu poate să vină, să o spar troata. Vin sărbătorile și Noi nu lucrăm de paște, adică... Am putea discuta la nesfârșit, dar trebuie să... Acum, pe final de emisiune, avem o tradiție, tu, teren, te poți să transmiți cuiva un mesaj, dar nu ne spui pentru cine e mesajul. Cel care îl va recepționa va înțelege că e pentru el. Uh... Mâini păi mâini o să ajung și în casa ta. Din Clubul Renegaților Republicii Moldova, uh -huh. fii atent aici, poartă Mulțumesc. sănătos. Mulțumesc. Și din partea partenerilor noștri, Aurelius... O noi îți oferim sunt bucur femeia cu ceva. de vin spumant ca să o bucuri pe femeia ta Ana Maria care sper să te suporte în viața asta și să fie alături de tine și pe viitor. Îți mulțumesc, mulțumesc Ronin, succes și... da, inspirație și și mai multe texte, pentru că noi le mai ascultăm, să știi. Partenerii emisiunii Aurelius. Mereu la înălțime. Emisiunea a fost produsă cu susținerea AIREX și a Ambasadei Statelor Unite ale Americii în Moldova. Conținutul nu reflectă neapărat opinia Ambasadei Statelor Unite ale Americii în Moldova sau a organizației AIREX.